Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Dragii mei telespectatori, Casa Iubirii! Știți destul de bine, cei care mă urmăriți, că de fel orice informație am, vă aduc la cunoștință și știți cum sunt eu, nu suport minciuna și falsitatea. Înainte de a începe vlogul de astăzi, vreau să fac o mică paranteză. Ieri, dragii mei telespectatori, am făcut vlogul pentru alaltă, ieri ce s-a difuzat. Eu v-am spus în vlogul de ieri, puteți să-l mai vedeți odată ca să vedeți dacă am dreptate sau nu că nu cred că uh, ce s-a întâmplat între Albert și Natalia ce sugerează Natalia că s-a întâmplat, eu nu o cred. Și bineînțeles că am făcut vlogul și nu are rost să mai spun uh, să mai repet ce am spus în vlog. Cei care nu l-ați văzut, puteți să l vedeți că este pe canalul meu de YouTube. Deci vlogul de ieri. Uh, dimineața l-am uh, postat pe la ora 12. Între timp, primesc un mesaj de la un telespectator. Vă rog frumos să ascultați cu atenție ce spune acest telespectator. Laura, a fost Natalia live pe TikTok și cu Bianca și a spus cineva că ați văzut ce a zis doamna Laura în vlog sau ceva e genul. Și a spus, da, 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 i-a lăsat și un comentariu că deja mă enervează sau ceva e genul, a zis. Ok, deci ce, ce spune... Ce comentariu a lăsat? Deci mai dau un Ce comentariu v-a lăsat? Ca să mă înțelegeți, acest telespectator mi este prieten, nu ne cunoaștem. Ne cunoaștem de, pe, de la emisiuni, și el tot timpul, fiind mai tânăr, caută informații, află și mi-a aduce mie la cunoștință. Deci, i îmi dă acest vocal că această Natalia și cu Bianca. Au făcut live pe TikTok și cineva uh, le-a scris dacă au auzit ce spun eu în vlog, la care Natalia spune ă, da, am văzut și chiar i-am lăsat un comentariu. Deci, fiți atenți, chiar i-am lăsat un comentariu. Bineînțeles uh, că băiatul mi-a dus la cunoștință. Eu acum mă uit să văd dacă este comentariul ei. Uh, lăsat și nu văd, nu știu ce aveam eu bifat la YouTube și nu mi apăreau toate comentariile lăsate de către telespectatori. Îi spun respectivului, zic măi nu văd, nu, nu găsesc comentariul respectiv la care el îmi trimite postarea, face poză la comentariu și îmi trimite și am să vi-l citesc, deja că l-am și postat ca să vedeți ce face această Natalia? Acel cont puteți să-l vedeți și dumneavoastră. Comentariul este încă pe vlogul de ieri, la comentarii. Auzi aici la mine, fă băbăciute, fiind moldovean că vă dați seama. Fac ce vreau eu, da? Învârtesc bărbații cum vreau eu. Nu-mi spui tu mie ce să fac. Vreți audiență pe spatele meu? Vă arunc un os și voi îl mușcați. Dragi mei telespectatori, de deci ce aici ce ne spune această Natalia? Că ea învârte bărbații și că nouă, telespectatorilor, ne aruncă un os. Eu, negăsind acel uh, comentariu, aveam oarecum nervi. Vroiam să-i răspund. Între timp vine fiul meu și vede că pe YouTube eu aveam ceva bifat la mesaje, comentarii lăsate recent sau, nu știu, îmi prind urechile. Cert este că Dani a descoperit imediat ce a debifat el și mi-a apărut comentariu. Îi răspund la comentariu, îl vede și dumneavoastră, după care ce fac? Fac poză la comentariul ei și scriu deasupra, cred că mulți ați văzut ce este Natalia, ce vrea să facă Natalia cu bărbații în emisiune, apropo, dragii mei concurenți. Ea învârte bărbații pe degete, iar nouă, telespectatorilor, ne aruncă câte un os. Bineînțeles că am zis, măi, deci au trecut câteva ore, că vă dați seama, nu stăteam eu să mă cramponez acum de o fetișcană. Genul Nataliei. Știți destul de bine că sunt sătulă de cei obraznici care au tupeul și obraznicia să-mi comenteze obraznic. După acea postare pe care am făcut-o, îmi vine în minte să-i dau pe Instagram-ul ei uh, un uh, mesaj și să-i spun Mi-ai comentat la vlog. L și pun uh, că râd, La care i-am spune uh, ce comentariu că eu nu te, șt, nu te cunoști, ceva de genul. Stați ca să vă spun exact ce, ce mi-a spus, ca să vedeți cât de mincinoasă poate să fie această Natalia. Deci, i-am scris eu, mi-ai comentat la vlog, nici nu, nu l-am privit. Păi, dragii mei telespectatori, din moment ce i-am spune pe TikTok, de față cu Bianca, apropo, acum să o vedem și pe Bianca cât de corectă e. Repet, eu nu am văzut acel TikTok. Telespectatorii care au urmărit-o pe TikTok, pe această Natalia, mi-au adus la cunoștință. Păi cum adică nu ai privit vlogul meu? Drăguță Natalia care minți pe toată lumea. Dar în schimb în live ai spus că mi-ai și comentat. Nicio o problemă, începem uh, o discuție, ea îmi spune nici nu l-am privit, eu îi spun ești o mare min mincinoasă, ai spus pe live că mă știi și ce legătură are asta. Uh, de aici începe o conversație și are un ton foarte obraznic, n-are rost să uh, vă expun tot, un ton foarte obraznic, vorbea la Pertu, Ios, Băbăciune, de vedeți comentariul și de acolo vă dați seama. Spre seară, Uh, începe și mai mult să-mi trimită 11.000 de, de mesaje, eu îi dau vocale la loc uh, și îmi spune, abia acum am văzut vlogul, am râs cu lacrimi. Ca să vedeți cât poate să mintă, păi cum poți să-mi spui tu mie la ora 11, 12, uh, că abia atunci ai văzut vlogul meu în condițiile în care tu de vreme ai uh, spus în live că mi-ai și comentat. După ce face, îmi trimite ca să vedeți cât de uh, diabolică e și cât de mincinoasă e, văzând că eu am postat pe majoritatea grupurilor uh, comentariul ei, uh, îmi trimite poze ca și cum ea a făcut uh, o poză, uh, o postare, că nu este contul ei. Păi drăguța mea, te mint singură. Au fost destui oameni pe TikTok, pe live când ai spus că mi-ai comentat la vlog. Păi, Natalia, tu crezi că avem ciungă în păr? Tu crezi că ne arunci nouă un os? Nu, drăguță. Acum, tot ce mi-ai făcut tu mie, că ai avut tu peu și o să-mi scrii și să nu recunoști, mi-ai demonstrat că ești o mare, mare mincinoasă. Ce mai primesc, dragii mei telespectatori, primesc de la o telespectatoare niște Filmulețe cu ea și cu Andra Valos Volos. Cea care a fost cu Mocan Dragii mei telespectatori Deci ce am putut eu să văd În acele filmulețe Nu este Natalia care vrea să se Arate în emisiune Mai avea un pic și se săruta cu uh, Andra Se pipăiau Măi Natalia Tu ai venit aici în România Ca să ne arăți ce pe seară, iar face uh, un live pe Instagram de data asta și am intrat și eu pentru câteva secunde, dar văzând cât de falsă e, am ieșit uh, imediat. Am văzut că uh, vorbește și cu viperele vesele și uh, ea tot uh, nevinovată se dădea și mi s-a părut așa cam, cam dubioasă fetița asta care vrea să pară, fata timidă, fata rușinoasă, fata care ea nu știe ce vrea. Am ieșit și nu, nu mai vreau să vorbesc despre ea. Acum vorbesc des, despre ea. La ce mod? Ea spune că îmi fac audiență. Drăguță, vede to vede to te-ai văzut de câteva zile pe televizor și te crezi vedetă? Păi hai să-ți aduc aminte, asta din Italia, care nu mai știi uh, să vorbești. Ești murdară de italiană pe la gură. Um, voi, acum, sunteți în România, unde stați moca și mâncați gratis. Și spui că ne arunci nouă un os. Păi tu ai venit aici să învârți bărbații? Să-ți bași joc de bărbați în emisiune? Păi haideți să schimbăm uh, titlul emisiunii și să spunem Iubirii, Că nu mai e casa iubirii, ținând cont că această fată spune că ea învârte bărbații cum dorește ea. De asta a plecat Albert, că din câte am înțeles, Albert n-a mai vrut să intre în emisiune. De ce? Că s-a văzut că este crezută. Acum voi mai reveni, dar vreau să le iau așa în emisiune. Aseară, ajungând uh, acasă mai târziu, încep să mă uit uh, la emisiune. Ce văd, dragii mei telespectatori? O văd pe Natalia în camera roșie cu Albert. Toate bune și frumoase, calm, nu s-au înjurat, nu s-au rățuit unul la altul, ba din contră să ne arate Albert cum a ținut-o în brațe la date. După ce vedem că iese afară Natalia și începe și plânge fără să-i facă nimic, Albert. dragi mei telespectatori, mă uitam la fața ei, chiar vă rog frumos să vă uitați încă o dată la emisiune, acum, pentru că aveți mai multe date, să vedeți cum se vede pe fața ei, cum o stăcește, râde pe sub nas, după care își dă seama și iar se face că plânge și își trage tot timpul nasul și se șterge la ochi, iar vrea să râdă că aude în jurul ei mai multe și ea e conștientă că sunt aberații și iar își aduce aminte că trebuie să se victimizeze. Acum, haideți să o luăm așa. Cum s-a întâmplat? De ce am ajuns la concluzia asta? Și vă rog frumos să vă dați și dumneavoastră cu părerea în comentarii. Pleacă la date. Ok, ea spune că filmulețul l-a făcut înainte de a face avansuri Uh, Albert Ok, am înțeles În mașină Spune că Albert Ar fi agresat-o la cum se exprimă ea uh, Ne induce Nouă Da, bine O să o creadă decât uh, Mutu Sau ăștia care n-au nimic în căpățână Că a agresat-o la modul foarte urât Păi, dragii mei Din moment ce tu la restaurant, îmi spui. Uitați-vă iar la emisiunea când se arată uh, discuția de la date. Când femeia îți spune, uh, dacă ar fi să pleci, că Albert îi spune, dacă plec, plec și eu mă descalific cu tine. Ce rost mai are dacă mi-am găsit ceea ce-mi doresc? Deci din start îi deschide poarta lui Albert. Acum, să mă ierte Dumnezeu. O fi băut. Și alber și ea. Au început să se giugiulească. Acum știți cum e vorba aia? Dacă cățeaua ridică coada, câinele nu latră? Ba latră. Și latră până unde vrea cățeau. S-a urcat în mașină. La cum spune ea? Păi, dragii mei, cei din staff? Ce-a făcut șoferul? A participat și el la agresarea acestei individe? Cum spune ea? Păi era un șofer acolo. Oare și era bărbat? Oare acel bărbat nu a reacționat? Sau să înțeleg că și șoferul este vinovat. Atâta timp cât este cineva de față și nu ia atitudine, dați-mi voie să spun că, cum spune Natalia, Păi este logică, nu s-a întâmplat nimic decât atingere. A, că o fi atins-o pe sâni, că a pus mâna pe picior, pe fund. Nu era o problemă. De ce? Că ea i-a permis. Dacă era atât de uh, deranjată și atât de afectată, această individă falsă care cu mine mi-a demonstrat ce-i poate pielea uh, să te dai jos din mașină, țipa la șofer, se ducea la poliție, suna la staff. Dar ea ce face? E totul normal că de asta a și rămas Albert surprins de ceea ce face. Vine a doua zi în emisiune și începe și râde. Face glume cu Costi, lasă pe Costi să o pupe, îi acceptă date care i l-a propus Costi și atunci Albert, dar până atunci ea n-a spus absolut nimic. Atunci Albert i-a spus, nu este ok ce faci. De ce? Pentru că Albert fusese cu ea la date și au avut acele apropieri și a dat de înțeles că ea lui. Iar acum el văzând că fata asta se plimbă de la un bărbat la altul, că vorba aia doar e șervețel de unică folosință a bărbaților și ea învârte toți bărbații, învârtește toți bărbații pe degete din casă. Albert s-a simțit ofensa, Păi stai mă, te pup cu mine, ți limba în gură cu mine, te iau, te muște, îți pun mâna pe sân și acum ce faci? Logic că orice bărbat făcea exact ceea ce a făcut Albert. Iar ea, văzând că, ca și spus, dacă vă, voi, vă, vă veți uita iar în, emisiune, în emisiunea de ieri, în grădină, când vine Kinga la ei și iar Kinga pleacă, nu mai țin minte momentul, dar vă detailez ca să urmăriți exact faza care vă spun, ea spune ceva de genul, păi da ce, vro ei să cad eu rău și tu bine? Că a întrebat Albert, de ce ai făcut chestiile astea? Pentru că el a spus, ce faci? Te joci și cu Costi, acum te dai la Costi, ținând cont că ai fost cu mine? Și atunci a început ea să-l acuze că vezi, doamne, el a fost el a fost obraznic cu ea. Păi nu se pupă, măi, măi mincinoasă. Nu se pupă. O femeie care este agresată, este supărată, plânge, sună la staf, se dă jos din mașină, țipă. Spune șoferului. Dar prin ceea ce faci tu, Natalia, implicit dai și în șofer. Că șoferul n-a luat măsuri. Că tu ai fost agresată. Ferească Dumnezeu! Dragii mei telespectatori, vă las pe dumneavoastră să deduceți, ținând cont că v-am explicat ce s-a întâmplat cu mine personal, că ea minte la adresa mea și acum se justifică că contul care mi-a scris mie la vlog nu este al ei, că este un cont fals, dar ea a recunoscut în live pe TikTok și era și Bianca de față. Și apropo, Adriane, ai o temă! Să vezi cât de corectă este această Bianca cu tine. Dacă recunoaște că sunt telespectatori care le-au văzut, a durat foarte puțin acel live pe TikTok. Să vedem, îți recunoaște că Natalia a spus chestiile astea. Aici ai o temă să vezi. Dacă nu, și Bianca se comportă cu tine cum vrea și cum se comportă Natalia cu toți bărbații din. Casă. Să ne aducem aminte că această Natalia în camera roșie cu Sorin se apropia de el, se uita drăgostos, era senzuală doar doar ca să o sărute Sorin Sorin ce spune ieri în emisiune? Mulțumesc doamne că n-am pupat-o pe fetița asta, că cine știe ce mai îmi spunea Cine știe de ce mai m-a acuzat și pe mine. Ea a venit chitită. Cum mi-a spus și în comentarii. Că ea face și învârte, învârtește toți bărbații cum dorește ea. Păi dați-vă cu reveneală măi băieți și vedeți că tu ai spus o vorbă mare sorin. Mi-a plăcut foarte mult. Un trup frumos, dar n-aș spune că ne machiată e praf. Uh, cu, fără suflet. E seacă. E plină de răutate și de frustrări. Ce spune pe live, că asta vroiam și am uitat, i-a scris cineva pe Instagram că Albert ar ști multe despre ea, că a spus în emisiune, la care ea spune nu are cum că nu m-am deschis. Păi, Duduie, fetiță, s-ar putea să ai. Și vezi că în emisiunea asta și după 2 ani s-a aflat trecutul la persoane. Așa că nu-ți văd viață lungă uh, și fericire Oricum ți-ai luat un hate Că a văzut toată lumea Cât de să ești Și ce ne mai spune Sorin Ca să vedeți cât de mincinoasă este această uh, individă uh, Ne spune că La ea pe story A postat un prieten de-al ei uh, Lasă ceva de genul Lasă românii ăștia borâți Și ea ce a făcut? A dat inimioare acelui băiat care a postat și a repostat români borâți. Păi, drăguță, din câte știm, tu stai la români. La românii ăștia borâți și îți dau să mănânci și te țin gratis. Și te mai pune și pe televizor. Vede-o, dar n-ai uitat, ai uitat un lucru mare. Că tu acolo ești un simplu personaj pentru noi telespectatorii. Iar tu acum vii și ne spui că ne arunci un os vede o Păi dacă noi nu suntem telespectatorii Apropo staful, Apropo doamna producător Luminița și doamna Mantea Dacă ați adus concurenți Care ne jignesc pe noi telespectatorii Ce rost mai are să faceți Emisiune cu astfel de persoane Că vă gonește uh, Telespectatorii Că nouă ne aruncă os Și că ea face ce vrea și uh, învârte bărbații Cum dorește ea deci e un teatru acolo. Și mai vrei să te voteze românii ăștia aborăți, Măi, Natalia! Măi, eu fata asta rușinoasă! Dragii mei telespectatori, am și eu o curiozitate. Ce se întâmplă cu doamna Mantea? Ce se întâmplă cu doamna Mantea? Doamna Mantea mie... Mi-e brușine că îmi scriu foarte mulți. Unde este simțul dumneavoastră de, de justițiară, de investigatoare? V-ați lăsat păcălită de această Natalia, care se vede cu ochiul liber? Că minte, că uh, l-a avertizat pe Albert, lasă că știu eu că tu ești cu televiziune, tu ești învățat cu camerele și cu astea, și știu eu cum să pun problema să, la genul să cadă ea bine. Și a reușit? Această fetișcană falsă care se pipăie cu femeile și se apropie destul de mult de o femeie, și vine acum și spune că uh, o, uh, a agresat-o un, un băiat ferească Dumnezeu, în momentul când ea se apropie de toți bărbații și instigă toți bărbații. Da, asta v-am și spus și am spus ieri în vlog. Este genul de femeie care te instigă, te provoacă ca bărbat, te culci cu ea, și a doua.